Consiliul de administrație al Băncii Transilvania a aprobat în data de 9-12-2014 perfectarea tranzacției pentru achiziționarea întregului pachet de acțiuni deținut în cadrul Volksbank România S.A., semnarea contractului urmând a avea loc în data de 10-12-2014, scrie în comunicatul publicat pe site-ul Bursei de Valori în această dimineață. Dorim să menționăm că atât BT cât și Volksbank România S.A. vor acționa ca entități separate până la finalizarea tranzacției, urmând ca doar după această dată să aibă loc procesul de integrare a Volksbank România S.A. în cadrul BT. Încorporarea Volksbank România S.A. va avea loc după îndeplinirea tuturor procedurilor legale și după solicitarea și primirea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente, mai scrie în comunicat. În urma acestei tranzacții, Banca Transilvania, care are 1,88 de milioane de clienți, preia de la Volksbank alți 190 de mii de clienți și credite ipotecare foarte multe. În prezent, Banca Transilvania are o cotă de piață de 9,7%, iar Volksbank de 3,5%.